Salut! O să continui astăzi viața norosită. Probabil asta o să fie ultimul episod. Pentru că nu iau suficiente like-uri ca să mă convingă să continui. Chiar dacă îmi place jocul, îl pot juca separat. Asta e un fel de pauză. Asta, jocul ăsta e un fel de pauză de la Eurofishing. Dar poate o să mă concentrez să joc altceva. Să am două jocuri pe care să le joc pe canal, unul fiind de la cu pescuitul și altul o să văd care să fie, pentru că ăsta nu e chiar așa de apreciat. Bun, să mă orientez eu acum ce am de făcut, îi dau să meargă. Nu mai știu exact ce am vrut să fac, dar am observat pe cealaltă hartă pe care am jucat că spărgătorii de lemne, ăștia sunt principalii. Păi ce are, mă? Nu lucrează? Că am destule, asta am vrut să... Nu, o să lucreze. N-am să-i dau? Ba da, am să-i dau. Așa. Pădurari trebuie să bag cât de mulți. Pădurarii ăștia mi-asigură lemnele și spărgătorii de lemne îmi asigură suficient material pentru trader, ca să pot să-mi iau pietre și ce mai am eu nevoie să-mi iau. Așa am reușit să ajung la nivel mare, la populație mai mare pe harta cealaltă. Ok. Ce mai am eu pe aici? Bine că mai am materiale de luat, cred că o să adun întâi tot ce am material pe aici. Dar pentru început aș vrea să fac un loc în care... Un loc din care să-mi iau... Ăsta... Ăsta, mă, pentru comercianți. Sau am? Băi, am deja, mă. Mă, lași, am și uitat chestia asta. Bine. Ce are băiatul aici tot? Lemnele de foc o să bag aici cât de multe. Am 1700. Să băgăm până la 300. Sper să nu pară rău. Și să fie mai ușor de adus. Dar nu, de fapt din astea pot să las. Așa. Am aici o casă. Mă, care e harta mea, mă? Cât de mică e. Mai pot orienta prin partea asta, prin partea asta aș mai putea face ceva. Trebuie să fac mai multe locuri pentru fermieri, am doar 13. Dar populația e cam mică, școală, n-am făcut o școală, mă. Am văzut că, hai că vine și un comerciant de asta, un călător. N-am o școală, am văzut că le crește foarte mult producția dacă sunt trecuți prin școală. Aici am un vânător. Ia, mă, ce zici tu că vrei? Ce zici tu că ai pe aici? Dovleac și de-astea, nu mă ajută cu nimic. Poți să dau și o comandă de ceva? Aș vrea material. Nu o să-i decât cu carne. Aș putea să mai iau, are oi. Ăstea oi... cum ne spune, mă? Pui. Găini. Deci am luat oi, pot să dau comandă de găini. Dă-i comandă de găini. Acum. Dar acum, da? Bă, ce-am făcut? M-am ieșit? Da, comandă de găini. Nu vreau mai... Ba, da, hai că facem aici. Îi dau... sau nu-i dau? Nu-i dau, mă, nimic. Nu vreau nimic, du-te tare. Pe ce viteză merg eu? Pe 2 doar? Vrei cu 5? Aici am unul din 2. Pot să renunț la ceva? Pescar, da. Vânător, aș putea să mai bag la vânător. Herbalist, mamă, sunt sănătoși ăștia, tun! Scad de la herbalist, las 2 și mai bag la vânător, că n-am destule haine să mai aducă piele și cam atât. Am prea puține persoane ca să le pot utiliza eu prin ce mai am nevoie pe aici. De viteză mai mare. O să încerc să tai, dacă voi reuși, dar nu știu dacă o să pot să tai, să nu mai las episodul întreg. Ce aș putea să mai fac, mă, că materiale am. Am materiale, dar n-am persoane. Ce aș putea să mai fac eu care să mă ajut?
Școală, mă, să fac școală. Astea sunt pentru mâncare. Am zis că mai fac pentru încă un pădurar. Pădurar. Nu aici. Asta e. Băgăm pădurarul lângă vânător. Pădurarul lângă vânător. Un herbalist și cu partea asta. Stai mai pe aici. Undeva pe aici. Deci în față cu cabina de vânătoare. Ce să mai bag pe aici? Aș mai băga de asta pentru fructe de pădure, mai culege și el ceva. Așa. Am două case, aș putea să mai fac și casă. Mai băgăm o casă lângă aici. Și pe partea cealaltă. E bine, mă? Da. A, nu e bine, apare cu roșu. Bine, bag... Stai că bag exact lângă asta. Sau le pot băga față în față. Merge și așa. Atât, că nu mai încape. Mai încape? Nu mai încape, mă, că e cu roșu. Bine. Așa, ce aș mai vrea să fac? N-am constructor. Hai că bag acum un constructor. Astea sunt făcute. Sunt pe viteză maximă, de-aia totul se mișcă așa repede. Ce aș vrea să mai fac? Am toate astea făcute, am casele. Zona de stocare, aș putea să mai fac un hambar aici. Hambar. Invers. Un hambar aici și o zonă de stocare chiar în fața lui. De cât să o fac de mare? Să le fac pătrat? 5 cu 5? Atât. Odată. Încep să moară deja de bătrânețe din ei. Asta e bine. Am pus asta. Asta e bine, asta e bine. Mai vreau să fac ceva? Materiale am. Constructor aș putea să mai bag unul să facă mai repede treabă pe aici. Spărgător de lemne, mă, băi, stai așa. Dacă am pădurar, trebuie să am și unul care să spargă la lemne și aici. Unde e, mă? Asta. Și bag exact unde e zona de stocare. Să-și ia lemnele de acolo. Spărgător de lemne și unul chiar peste drum de el. Așa, doi aici. Ce aș putea să mai bag? Spărgător de lemne, mai am nevoie de... Păi, mâncare cam slabă. O să am nevoie de fermieri mai mulți. Mai mulți fermieri. Oile aici merg momentan. Iau și eu ceva de ele. Puțină lână, dar asta e bună și aia. În zona asta sau în zona asta? Cred că în zona asta mai pun... Mai plantăm ceva. Cam... Nu merge să o fac... Atât de mare nu merge, nu? Cât am, îți vin 16 cu 12. Asta înseamnă 8 cu 12. Da, 8 cu 12 de două ori, da? O dată. Mi-a mai bine? Da. Și băgăm o dată grâu, o dată fasole. Și fermieri, avem nevoie de mai mulți fermieri. Sunt buni și vânătorii, mă, dar băi, nici... N-am destule persoane. O să băgăm fermieri. Constructorii îi las. Ce aș putea la ce aș putea să renunț? La ăștia pot să renunț la piață, că am văzut că le stochează și fără să fie ăștia pe acolo. Haine am puține, trebuie să-l las pe ăsta. Unelte am 148. Nu, îl mai las, îl mai las. La unelte aș vrea să facă mai multe, unde e? 150 limita? Nu, bagă la 550. Și vedem apoi ce mai fac. Mâncarea băgăm 25.000. Ce vreau să mai fac la pădurari? Pădurarul.
Limită 1000, nu 1000, 5000. 5000. O să fac eu zonă de stocare. Spărgătorul de lemne. A, n-am spărgătorul de lemne lângă pădurar? Dar nu fac eu acum. Sau să fac hambar? Mă duc până aici. Să fac... Dar nu mă, că am deja spărgător de lemne, nu mă întind prea mult, nu e bine. Nu este bine. Viteză mai mare, maximă. Herbalist. N-am ce persoane să mai bag la herbalist, sunt cu un termin de construit astea pe aici. Și mă hotărăsc apoi ce mai fac. Mai am și aici o zonă cu un oraș, cu hambar. Asta face față, mă, să-i mai dau unul. Spărgător de lemne. Câte am? Am doar două și mai construiește două în partea cealaltă. Asta are destul. Aici. Fermă cam mică, doar partea asta. Aș putea să mai pun și aici fermă, dar... Dar n-am pe cine să mai pun să stea la fermă. E plin, mă? Pe cât e limita? 2000? Am ajuns la 2000 de lemne sparte? 5000. N-am zona de stocare? Păi mai fac, mă. Trebuie să mai am spațiu. Mă mai întind pe lângă el pe aici. Cât am? Ce zice? Nu mai avem mâncare. N-am nici pescar care să mai adune. Că am decât unul ce să fac un pescar. Bine, atunci o să dau lemnele pe mâncare. O să mai am mâncare dacă vine un comerciant ceva. Că nu mai ia băiatul niște mâncare. Ca să-mi revin puțin. Ia las-o pe viteză mai... A, uite mă că vine! Așa mă, la fix ai venit. Mi-a adus... Ce mi-a adus? Semințe, n-am nevoie de semințe. Ce pot să comand deodată mie ceva? N-am ce să comand, decât semințe. Nu, du-te tare că n-am nevoie de nimic. A, păi stai mă, că mâncare o să-mi revin, pentru că nu aveam, în anii trecuți nu aveam terenuri de astea două. Deci o să mai vină ceva mâncare și din partea asta. Aici zice că nu are material, nu? Nu mai am piele. Păi vânătorii am, mă, deja nouă, unde să mai bag? Am și aici vânătorii. A, și pot să bag mai mulți vânători. Asta n-am știut. Că și la vânătoare pot să bag mai mult. Tăietor de lemne, spărgător de lemne. Mai băgăm unul. Ce aș putea să mai fac, mă? Momentan cred că sunt bine așa, nu cred că mai fac nimic. Cred că o las să treacă timp. Uite, partea asta aș putea să o tai. Îi dau viteză mare. Și mai aștept. Da, cred că o să dau să... O să dau să-mi culeagă piatra și fierul de pe hartă. Să văd dacă mă pot orienta. Culege toată piatra de pe aici. Piatra de pe aici. Și de pe aici. O să iau întâi toată piatra. A, de fapt aici nimeni nu poate să treacă că e râu. N-are nimic, lasă că e bine și pe asta. Dacă o ia, mai am ceva, mai am fierul, dar ăla nu-l iau acum, ia și pe ăsta, le ia și pe astea, a, nu le mai selectează, că nu le mai am. Astea sunt, ba da, sunt pe aceeași parte, o ia pe lângă râu, le iau și pe astea toate, vreau să-mi fac casele din piatră, dacă o să reușesc. Dacă o fac din piatră, nu am nevoie de... A, are nevoie și de fier. Partea proastă e că trebuie să iau și fierul, da? Bine, fier pe lângă casă mai am pe aici. Ăștia sunt doar cu copăcei. Copaci. Ce, am mixturi pe aici de luat ceva? N-am nimic. Nu mai am lemne. Nu mai are băiatul lemne, mă, pe nu dau să... Nu mai am nici fier. Ia mă fierul, ia și fierul, uite că am fier pe aici o grămadă.
Iar și pe ăsta, dar nu prea are cine să le ia. Asta ar fi problema, că n-are cine să-mi ia fierul. Am prea puțin muncitori care să vină după fier. Uite, am fier și pe aici. Ba nu, poate să treacă, nu e râu. Uite, asta e, asta e piatră. Pe aici ceva fier, nimic. Sau pe lângă oraș. Cred că am luat deja tot ce era pe aici. Da, e cam pustiu. Am luat tot ce se putea lua, mai sunt doar prin zonele astea. Greu de accesat, că sunt prea departe. O să am nevoie să fac eu un pod. Un pod să trec în partea asta, dar întâi să golesc tot ce e prin zona de aici. Avem 4. De pe viteză mai mare, o să iau lemne atunci. Dacă nu avem lemne. Nu, copaci. Copaci de lângă casă. Le ia pe ea. Ia și pe ăștia. Și pe ăștia. Uite că am și pe aici. Nu prea are cine să le adune, mă. Dar e iarnă, ar trebui să vină fermierii toți, 17. Hai că parcă începe să adune la ele. Aș putea să mai fac niște case. Dar probabil după ce reușesc să strâng din pietre și din ce mai am pe aici, cu case mai mult o să crească populația mai repede. Bine că încă le am goale, uite, astea sunt goale, mai am spațiu. Și pe aici sunt goale. Da, să zicem că n-am nevoie de casă momentan. Clar, n-am nevoie de casă. Aici încă mai stochează, ăsta e aproape gol. Zona de stocare pe aici. Am zis că mai fac în cazul în care se ocupă astea prea repede. 6. 4 cu 6 încă o dată. Mai băgăm pe lângă hambar pe aici. A, nu mi-e încape pe lângă hambar. N-are nimic acum ce să mai fac. Pot să bag în partea asta 4 cu 6? Ai 5, am încap 5 aici. Mai bag pe partea asta. Dar de fapt aș vrea să bag casă pe partea asta, las-o așa. Ce tot zice, mă, că nu mai am fier? Nu mai am nici fier, nu mai am nici lemne, mâncare. A scăzut și mâncarea, abia acum o adună, dar mi-a scăzut și mâncare. Am 6 persoane care încară. Aș putea să mai fac fermă, teren de ăsta cu... Așa o să fac atunci. Să mai băgăm. Lângă casă merge? Perfect, ocup și spațiul ăsta. Chiar lângă casă. Greu. Am urât și herbalistul. Încă sunt sănătoși ăștia, nu folosesc prea multă rădăcină de asta sau ce vrea, medicament. Prea mult din resursele astea. Mai pot băga și pe aici, momentan nu le bag. Hai mă, sunt 5, viteză maximă, da? N-am vânător pe partea asta? Ba da, aici. Hai că ia și el ceva. Rămân fără lemne. Bine, o las așa să treacă. Până mă iau ăștia din lemne. A, mi-a venit un comerciant. Pot să cumpăr lemne de la el? Și mi le dă cu același preț pe care l-am și eu să-l vând. Am înțeles. N-am ce face de la el, pot să comand.
Până mi adună resursele, aș putea să cumpăr de-astea, mă, de oțel. Unelte de oțel, cred că m-ar ajuta. Piatră și fier, am de unde să mai adun momentan. Dau comandă doar de astea, nu vreau lemne, du-te tare. Da, mai așteptăm în continuare acum. A, mai am nevoie de un fermier, acum am văzut. Da, bine, constructorii nu mai am nimic de construit. Le las și pe ăștia. Pot să mai bag la spărgători de lemne. Pescari încă nu. Herbalist. Cu herbalistul mă asigur că sunt sănătoși ăștia. Băi, dar la aici trebuie să mai bag. Să am lemne, hai că le dau mai bine așa. Dar în situația asta n-are cine să-mi adune... Ba da, o să adune fermierii, că e iarnă, nu o să mai facă ei nimic. O să adune fermierii și am dat eu să facă pe aici să curețe. Uite că mai cad copacii sau cum cad. Bun, cam atât. Încă un muncitor. O să las iar să treacă timpul. Trebuie să mai pun, acum am văzut că trebuie să pun, rămân fără mâncare în timpul iernii. Trebuie să mai plantez, să mai pun zone cu mâncare. Ne mai băgăm aici, cu cât era, 8 cu 12? 8 cu 12. Și încă o dată 8 cu 12. Încă două. Mă întind în partea asta cu ele. Și fasole. Aici trebuie să-mi tai niște copaci. Am nevoie de mai mulți fermieri. De unde mai scad ca să am mai mulți fermieri? Vânători? Nu, că am nevoie și de vânători. De unde să mai iau? Culegător. O să bag cu legător după ce termin cu și pescar la fel. După ce mă strâng mai multă mâncare. Gata. De pe viteză maximă. În timpul iernii rămân fără mâncare. Și acum am puțină mâncare. Deci după iarnă deja am foarte puțină mâncare. Rămân ăștia în pană. A, și n-am nici, am doar unul aici. Hai că se descurcă și unul până la urmă. De aici produc doar lână, de un colo de lână. Că o să am nevoie de mai multă mâncare. Lâna nu prea o folosesc acum. Haine mai au ele, dar nu sunt chiar bune astea pentru iarnă. Așa. Cine mă? Am pierdut un pădurar. Lemne sparte mai avem. Renunț la unul și îi dau la pădurat. Nu mai am fier. Și nici cine să-mi adune fierul nu mai e. Decât iarna mai adună din ele. Foarte puțin pe timp de primăvară, vară, toamnă. Poate mai apare un comerciant ceva să cumpăr niște mâncare. Dau lemne sparte pe mâncare. Chiar dacă o să mă ajute mai mult. Uite mă că a venit. Așa mă, ia zi tu ce. Ce poți să-mi dai? Mâncare? Nu, e ăla cu uneltele de oțel. Bine, atunci hai că iau uneltele de oțel. Le iau pe toate. Bă, dar are un preț 10 la ele. Uneltele de oțel. N-am nevoie de semințe. Astea sunt mâncare. Păi, dar nu iau și mâncare. 500 cu plante medicinale. 175. 1450. Acopăr. Încă 300. Fier n-are, mă, n-are de vânzare fier. Îi dau și unelte. Îi dau și lemne. Și încă 10 de aici. Pot să comand ceva.
de la el. Bă, dar ăsta are din toate. Nu, doar unelte de oțel aș vrea. Mereu. Unelte de oțel. Și atât. Să iau și fier. Nu, fier. Mă descu dacă reușesc să le adun. De pe hartă mi-ajung alea. Bine, mi-ajung astea. Pa. Nu mai am? Ba da, l-am înlocuit. Deci a murit și ăsta care făcea unelte. Mai am pe aici ceva de reglat, de aranjat. Asta e gol. Aș putea să mai pun și aici. Dar n-am pe cine să mai bag, momentan las-o așa. Las-o așa momentan. Foarte puține lemne. Prea puține lemne. Dacă începe ăștia să mai adune din părțile astea. Piatra, am destulă piatră. Pot să fac drumul din piatră. Să se miște ăștia mai repede de dintr-o parte în alta. Câte mă, până în capăt, da? Odată. Și odată drept aici. Așa, și în partea asta. Așa. Sunt curios dacă mi-ajunge toată piatra care o am să fac asta. Erau bune și casele din piatră, dar am nevoie de un drum din piatră ca să circule repede ăștia. Așa, și mai avem și pe aici. Drept până în cap. O dată. Pe aici nu e nevoie că sunt... E un spațiu prea mic, momentan nu-l fac. Măcar să am eu destulă piatră ca să-mi facă părțile astea. Pot să trec și pe aici? Nu pot să trec pe aici. Da, las-o așa atunci. Mai băgăm un vânător. Și la fermieri. N-am fost atent dacă sunt suficienți fermieri să-mi culeagă terenurile. Mi s-a întâmplat să văd că mai avea de cules și dispăreau că venise iarna. Din cauza asta e opțiunile să pui mai mulți muncitori aici. Că nu le bagă nici mereu cum trebuie. Da. Păi cred că ar fi suficient până acum. În cazul în care o să fie mai apreciat episodul, o să mai continui cu el. Mie îmi place jocul, acum nu știu cât de interesant e și pentru voi. Hai că vedem în episodul următor ce mai cumpăr și de la ăsta. Păi ne vedem mâine, poate cu pescuitul, vedem. Pa!